Unul dintre cele mai fierbinți subiecte de pe agenda ședinței de joi a fost cel al cerealelor. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că a fost aprobat ajutorul pentru fermierii români. Este vorba despre 10 milioane de euro de la Comisia Europeană și 10 milioane de euro proveniți de la bugetul Ministerului Agriculturii. Au avut loc o serie întreagă de demersuri atât în ceea ce privește dialogul nostru cu Comisia Europeană, cât și cu partea ucraineană. Ministrul Daia a avut un dialog permanent. Fiecare dintre aceste subiecte au fost abordate astfel încât să găsim acele soluții prin care fermierii români să nu fie afectați și să continuăm sprijinul pentru Ucraina, care are nevoie de ajutorul din partea vecinilor, comunității internaționale. Ieri am primit răspunsul la scrisoarea transmisă doamnei președinte a Comisiei Europene. Este vorba despre măsuri care confirmă preocuparea la nivelul Comisiei, astfel încât să putem să avem un mod de acțiune coordonat, unitar și solidar. Premierul Ciucă a vorbit și despre intensificarea eforturilor pentru facilitarea tranzitului de produse agricole din Ucraina. Ceea ce doresc să menționez în urma acestei scrisori este solicitarea ca la nivelul fiecărei țări să se ia în considerare evitarea măsurilor unilaterale și să putem să avem un dialog care cu certitudine va fi concretizat săptămâna viitoare pe 25 la întâlnirea ministrilor agriculturii și în felul acesta cu certitudine pe baza dialogului și a consultărilor politice se vor identifica acele soluții prin care să se protejeze fermierii, să se realizeze un echilibru de piață și desigur continuarea sprijinului pentru Ucraina. Declarațiile premierului Ciucă au fost confirmate de purtătorul de cuvânt al guvernului în briefingul de presă de la finalul ședinței. Modul în care fermierii vor fi susținuți prin ajutoare financiare, cei care vor primi, începând cu 15 mai, plățile în limita 21,6 milioane de euro pentru cererile deja depuse până în martie 2023, urmând ca a doua parte, care e de asemenea de 22 de milioane de euro, să înceapă a fi plătită în semestrul 2 al anului viitor. La 15 zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, fermierii pot să-și depună documentele la APIA și să beneficieze de acest ajutor financiar.